Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Vă întreb în dimineața asta dacă v-ați mai gândit și dacă nu vreți totuși să renunțăm la banii gheață. Nu, adică mă, că e bun cash-ul. De ce să renunți la cash? Bun, bă, cash-ul, bă, băiatule. Băi, dacă l-ai, e bun. Înțelegi? Dacă nu l-ai, nu e bun. La piață. La piață. Păi, dacă ai piața în circuit. Spune POS de la pe telefon. Toți au smartphone. Bun, sigur, nu poți să interziști banii, dar așa, într-un termen rezonabil. 5-6 luni. Deci prin Parlament circulă o lege care prevede dreptul oricărui angajat din România de a alege dacă vrea salariul pe card sau cash la caserie. Adică să-i dea ce? Poți să aleg să-mi dea bani. E o lege care inițial această lege... deci proiectul ăsta prevedea obligativitatea pentru toți angajatorii să nu mai plătească salariul decât pe card. Adică decât online. Okay. Și au ieșit niște discuții, s-a renunțat la această prevedere. Eu sunt de acord, știți foarte bine, sunt de acord cu dreptul omului de a alege. Adică nici mie nu mi s-ar fi părut normal să fie obligat angajatorul sau să fie obligat angajatul să primească doar pe card. Poate că sunt unii oameni care vor ei să aleagă cash. Și dacă trece asta, da, e posibil să poți alegi să-ți dea cash salariu? Poți alegi monedă sau bancnotă? Da, așa rezultă. Bun. Așa rezultă. Mă, da, adică nu, serios acum, de ce ai vrea cash? De ce ai vrea să ții salariul cash și nu pe card? Serios întreb, vă întreb și pe voi. Și uite, întreb 0372069599 dacă e cineva care ar prefera să primească punga cu bani și să plece cu punguța în geantă? Sunt oameni, am văzut, care încă continuare obiceiul cu oculta de niște ani. Adică ce, că ne primesc mesaj, scuză-mă, stai puțin, primesc mesaj că dacă se anulează banii de pe carduri printr-un buton, hai că vorbim asta. Și sunt mulți care trăiesc cu spaima asta și în ziua de salariu se duc și scot toți banii de pe card, am văzut. Da. Și ce rezolvă cu asta, nu vă supărați? În primul rând nu-i mai controlează oculta, să știe ce fac ei cu banii, fac cu banii ce vor ei. Și cumpără ce salam vor ei, da, nu se știe, exact, adică nebunie. Ce faci cu banii ăia să te controleze oculta? Și iau banii dacă se întâmplă ceva, se închide banca, se strică bancomatul. Hai stai o dată. Îi fură, păi, el are banii acasă. Dar știi că, adică, presupun că știe toată lumea că banii nu sunt ai noștri. Adică banii pe care ai tu în buzunarul ăia fizic, ăia nu sunt banii tăi, sunt banii băncii. Sunt banii băncii naționale. Da. Și așa cum oculta poate să apese niște butoane și hați să anuleze cash-ul, guvernele pot și au făcut-o în trecut. Să facă ceea ce se chema pe vremuri stabilizări monetare. Nu? Ultima a fost în România când? După război. Când s-a făcut milionul 100. Da, și a spus cât ai milion, gata, acum milionul tău e 100 de lei și cu asta basta. Bine, asta se anulă și pe card dacă ai bani. Și tot ce este peste 100 de lei se anulează. Adică, na. Adică guvernele au posibilitate. Dacă te gândești că un guvern abuziv și poate comite o astfel de ilegalitate să-ți anuleze banii de pe card și ții cash, e bine, același guvern abuziv poate să-ți anuleze și banii cash. Mi se pare o bătaie de cap. Deci 0372069599, telefoane, bani cash sau bani pe card. Ce? Plus că sunt mai ales în mediul rural, magazinașe de-astea unde dacă faci cumpărături de sume mici, de până în 10 lei, nu vor să-ți primească un card pe motiv că e comisionul mare și nu le convine că pentru o tranzacție de 3 lei, 4 lei, comisionul lei, tranzacției lei, e mai mare decât valoarea în sine. Dar nu știu cât e, să ne spune, uite, să ne sune, poate ne sună cineva care lucrează în domeniul bancar, să ne spună cât e comisionul băncii sau cu cât se comisionează operațiunile prin card la magazin. Cred că destul de mici acum, erau mari înainte. Sunt curios să știu că toată lumea, adică Luca tot timpul zice, păi se comisionează și de-aia nu vor comercianții. Cât sunt, cât e comisionul, că nu știu. În schimb, am avut surpriza acum la Londra, ca tot românul, mi-am cumpărat 150 de lire cu piură mică, am rugat. Da, și am primit de 5, de 10, de 20, să am să fiu preparat. Da. Și am ajuns la Londra. Dacă te duci tu în piață la Londra, da, și n-ai cash. Da. Și din a doua zi am încercat să scap de ei. Bă, nene, deci orice am cumpărat, că am luat înghețată, că am luat gogoașă, că am luat. Da. Cunosc, am luat. Care costau 3 lire 50, 4 lire, nu știu ce, peste tot scria no cash accepted. Da. Mă zic, dar ce aveți, mă, nene? Adică m-am zbătut să scap de ei. Am plătit la o cârciumă. Era ospătarul român. Da.
Și zic, o să plătesc cash? Da, extraordinar. Ce mă bucur. Da. Bine, vă așteptăm. Acolo nu prea se mai acceptă cash-ul. Să știi că am văzut și eu și în alte țări, în nord, în general, în țări nordice, sunt multe magazine sau chioșculețe, pentru că e mult mai simplu, nu trebuie să... Ai costuri mai mici. Nu trebuie să treci la sfârșitul zilei. Acum să e și mult mai banii în sac simplu, și să-i predai la bancă. Poți să spui mai multe carduri pe telefon și scoți doar telefonul. Poți să plătești cu ceasul, poți să plătești în 7000 de variante. Ai POS, poți să-ți instalezi pe telefon POS, deci asta dacă vrei să încasezi bani, da. Pur și simplu. Da, da. Iar da. Ți-a taxe, comision? Îți ia taxe, dar mici. Totul se taxează, nu e normal? Plătești de card invers și vei înțelege. Zi faină! Mulțumim! Eu cred că era necesar mesajul ăsta ca să le puizăm. Sunt foarte, foarte multe mesaje. Și de exemplu, Cătălin ne zice că locuiește în Danemarca de 12 ani și singura dată când vede bani cash este când vine în România în vacanță. Okay. Iar altcineva ne scrie că fiica lui trăiește în Elveția de 8 ani, nici azi încă nu știe bine cum arată bancnotele CHF în realitate. Deci se pare că trendul în lumea civilizată este de renunțare totală la banii cash. Da, mie mi se pare și corect față de toată lumea. Pentru că atunci când banii, circulația banilor este urmărită, înseamnă că poți să faci mai puține lucruri ilegale cu ei, sau aproape deloc, și toată lumea plătește taxe. Și mi se pare că dacă unul plătește taxe, atunci ar trebui să plătească și celălalt. Dacă eu plătesc taxe, nu înțeleg de ce alții nu plătesc. Adică eu sunt mai prost sau ce? E, nu, dar la noi sunt multe probleme. Oamenii au necazuri, sunt foarte multe mesaje care spun că poprirea conturilor este principala problemă pentru care oamenii preferă cash. Cineva, uite, ne spune că este chiar în această situație. Zice, eu am avut poprire pe conturi și preferam să plătească angajatorul 450 de lei lunar executorului și restul îl primeam cash, pentru că dacă îi primeam pe card, aș fi pierdut 33% din salariu, că potrivit legii înțeleg că e o treime din salariu îți ia banca în caz de poprire. De ce a avut omul poprire? Nu știu. În general, oamenii au poprire că nu își plătesc ratele la credite, chestii de felul ăsta. Ok. Nicoleta, bună dimineața! Bună dimineața! Bună! Bună dimineața! Yes. Da, era discuția despre de ce nu vor oamenii banii pe card. Da. Unii! Unii, da, e adevărat, unii, din condiții obiective, vă spun eu, pentru că mai ales cei mai în vârstă, că vorbeați despre faptul că se poate face plata cu telefonul, cu ceasul, cu oamenii bătrâni nu se pricep la chestii din astea, n-au dexteritatea asta, au nevoie de nepoți, de generația tânără să-i ajute, cei care nu au așa ceva în preajmă se descurcă și mai greu. Și problema e la sate, în sătucele astea mici, oamenii nu vor banii pe card, pur și simplu. Eu lucrez la o firmă care are sediu într-un sătuc. Și acolo magazine, adică e distanță de la satul respectiv până la cel mai apropiat orășel, da, unde sunt magazine și unde poți să plătești cu cardul, e distanță de vreo 10 km, oamenii n-au cu ce se deplasa. Și atunci vor banii cash pentru că își mai fac cumpărături prin sătucul lor pe la magazinele astea micuțe, care nu prea sunt dispuse să-și pună POS, pentru că comisioanele sunt mari, chiar spuneați. Înțeleg, deci e o chestie de utilizare. Am înțeles, e o chestie de neutilizare. E o chestiune de conservatorism aici, adică oamenii care nu sunt obișnuiți. Are pe undeva logică. Da, înțeleg. Iar în cazul ăsta nu poți să vorbești de evaziune și lucruri necurate. Nu, și eu susțin ca supermarketurile care trec acum la case automate, totuși cred că e o chestiune de respect. Am mai spus asta. Chiar dacă eu folosesc aplicații, adică plătesc, mie mi-e super confortabil așa. Dar cred că e o chestiune de respect față de clienți, ca marile magazine, să păstreze totuși case cu casieri, cu oameni. Sunt consultanți acum și ajută pe cei despre care vorbești. Pentru oameni în vârstă sau pentru cei care nu se pricep, nu înțeleg, nu vor, totuși e o chestiune de respect. Marian, bună dimineața! Bună. Salut, dimineața, Marian! Bună dimineața! Un singur lucru n-am înțeles, de ce statul trebuie să reglementeze ceva de ce există deja. De respectiv, fiecare salariat la acest moment are această opțiune
de a-și primi banii cash sau pe card. Adică nu știu de ce a fost nevoie și de o lege în sensul ăsta, pentru că există această opțiune și, ce să vezi, și obligatorie pentru angajator în situația în care acesta optează să-și ia banii pe card. Nu știu exact care e contextul în care circulă legea asta sau ce se întâmplă sau ce trebuie să reglementeze sau ce altă prevedere ar trebui să înlocuiască. Cert e că e o discuție, e un vot în Parlament. Din punctul meu de vedere și din punctul statul nu trebuia să renunțe la această chestiune legată de plata salariilor exclusiv pe card din mai multe obiective. Primul, ca să-și vadă interesul propriu, pentru că trebuie să și-l vadă evident în orice lege, respectiv vă dau un exemplu: atunci când are de recuperat o creanță de la orice debitor, să zicem impozitul, statul trebuie să emită mai multe documente până intră în poziția banilor și la sfârșit s-ar putea să nici nu intre, pentru că acel debitor nu are cont în bancă, nu primește bani în contul acela, nu o să-și recupereze niciodată banii. Ba mai mult, va mai cheltui ceva bani ca să constate că nu-și recuperează banii. Revin și la... Dar știm pe cei care ignoră amenziile și sancțiunile pentru că au avut grijă să nu aibă nimic pe numele lor și că atare ridică din numeri. Deși nu dăm oricât amendă, că oricum nu o plătesc. Da, exact. Cam așa se pune problema. Da. Legat de chestiunea cu... E foarte greu să utilizăm cardul la țară. Știți că e foarte simplu. Suntem specialiști și în medicină și în apărare națională și în orice vrem noi. Și în Facebook, de exemplu. Da. Dar nu știm să plătim cu cardul. Da. Iar legat de magazinele de la țară, vă mai dau un singur exemplu și cu asta închei. Ce să vezi, dacă îți faci plata cu cardul, trebuie să bată și pe casa de marcat. Da, corect. Așa e, de cele mai multe ori. Diana, bună dimineața! Bună, Diana! Bună dimineața! Numai o secundă, Diana, să citesc, da, un mesaj care e important pentru discuția noastră. Un mesaj de la un amic care spune așa, apropo de comisionarea plăților cu cardul. Spune, cu asta mă ocup, POS-uri. În funcție de interesul băncilor, adică sume rulate prin POS-uri, comisioanele pot fi între 0,05, 0,25, 0,30% din valoarea tranzacției. Am mai primit mesaj de la cineva care spunea că comisionul este 0,7, deci cam aici suntem. Da. Da, am primit și eu și cu 0,9, iar altcineva spune că pentru o firmă nou înființată a vrut să instaleze un POS și nu a reușit să obțină un comision mai mic de 4%. E. Firma fiind nouă, da, bine, probabil n-a apelat unde... 4%? Mi se pare enorm. E foarte enorm. Nu cred că... Diana, bună, zine! Da. Bună dimineața. Acum să vă răspund scurt și la întrebarea voastră. Nu prefer cumva anume, dar în general îi am pe card. Dar v-am sunat ca să vă povestesc o istorioară. Foarte scurt, că mai avem un minut. Foarte scurt. Am fost în Irlanda, când am aterizat în Belfast, am luat autobuzul ca să ajung în oraș. Și am avut surpriza să nu pot să plătesc cu card, doar cash. Uh-huh. Evident că nu aveam lire. Interesant. Aveam doar euro și am acceptat în cele din urmă euro. Aha. Așa că uneori e bine să ai și cash. Da, categoric. Nu. Ce mai zi? Băi, sunt foarte multe mesaje care vorbesc despre asta, cu poprirea conturilor, cu banii de piață, dar un alt pericol mare al utilizatorilor de cash sunt soțiile. Și am primit mesaj, nu te-ai fi gândit la asta. Zice, dacă ai avea cardul la soție, ce ai zice? Ne zice cineva din Sfânt Andrei. Iar o doamnă ne scrie, zice, avem card comun, să știi. Cunosc un domn care nu vrea salariul pe card pentru că vede soția în aplicație cât a încasat. Și să știi că sunt foarte mulți bărbați, într-adevăr, care au nevoie de bani pentru tot felul de vicii și preferă să nu știe soția cum și cheltuiesc. Nu m-am gândit la asta. Tu spuneai că tu și eu ne aveți card la comun. Da, da. Da, aveți și notificări, nu? Da. Cum adică? Nu înțeleg. Adică știți. Da, mă, nu înțeleg. În sensul că dacă tu cheltui, te o notifică și înveți. Card comun și aplicație comună și... Băi, asta vreau să spun, că n-ai curaj să cheltui de pe el. Că ăștia se blochează reciproc. Da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.